legătură și cu faptul că alegerile sunt într-un singur tur, că n-ai finaliști. Dar s-au purtat alegeri, s-au purtat dezbateri și în primul tur. Primele rezultate ale exit poll-ului, ce se întâmplă la alegerile europarlamentare? 54% PSD, PNL, 14% AUR. Așa arată exit poll-ul pentru europarlamentare. Mai departe, USR 11%, și UDMR 5%. Trece pragul, trimite reprezentant în Parlamentul European. SOS România deja sub. Da, SOS România și Reper au 3% fiecare. Repet, este vorba de exit poll-uri. Este un exit poll și un independent cu 4%. Este interesant aici, pentru că cât este pragul pentru... Am avut doi... Pentru independent 5% este? Am avut doi independenți, se pare că nici unul n-a făcut pragul. Iată și pentru exit poll ora 22, curs avantgard pentru primăria Capitalei, Nicușor Dan 45%, Gabriela Firea 24%. 13% este Cristian Popescu Piedone, 10% Sebastian Burduja, 4% reprezentantul AUR Mihai Enache și Diana Șoșoacă 3%. Alegerile pentru București, cam acestea au fost rezultatele exit pentru poll-ul, da, realizat de Curșia Avantgard. Pentru sectoare? Pentru sectoare vom vedea, era un semn mare de întrebare ce se întâmplă la câteva sectoare ale capitalei, sectorul 1, sectorul 2, sectorul 5. Cu siguranță vom afla astăzi pe surse. Dar, potrivit acestui exit poll, Ștefan, Nicușor Dan e câștigător detașat la primărie. Nu ar fi emoții, nu ar fi loc de vreo răsturnare de situație. Gabriela Firea se clasează pe locul 2, dar la distanță foarte mare. 45% Nicușor Dan, 24% Gabriela Firea, ceilalți competitori importanți, l-am văzut pe Piedone, 13% și Burduja, 10%. Nu ar fi loc de surprize după acest exit poll. Hai să mai vedem încă o dată, o să rog pe colegii din regie să ne așeze, ne arate și încă o dată rezultatele de la europarlamentare. Am vorbit destul de mult în seara aceasta. Da. Avem 54% alianța PSD-PNL. Se pare că a fost pleaprit această alianță, dacă mai ținem minte. A au fost reușit, mulți discuții da, să facă pe o el. AUR 14%, da? Alianța Dreapta Unită 11%. Abia și pe locul 3 după abia AUR. Pe locul 3 și 5% UDMR. Restul partidelor au fost sub pragul de 5%, 3% da. SOS România, 3% Reper. Partidul Dianei Șoșoacă, SOS, independent, nu trece 4%. Pragul. Dacă ne uităm, au fost independentul care a luat 4%, a avut practic mai mult decât Reper sau partidul Dianei Șoșoacă. Da, bună observația. Am avut doi independenți care au candidat la europarlamentare. E vorba de Nicu Ștefănuță și de Vlad Gheorghe, care nu știu cine este cu 4%, nu avem datele în acest moment. Bun, cert e că, potrivit acestui exit poll, alianța PSD-PNL face majoritatea. Niște rezultate pentru, în acest moment, pentru că este pentru alegeri locale pentru București. Avem 35% PSD pe locul 2 pentru Consiliul Local, avem 28% PNL, 12% AUR, alianța Dreapta Unită 12%, 5% UDMR, și pe USL, Alexandru 2%. Nu trece pragul. Nu trece pragul. La fel și repera lui Cioloș, la fel și partidul lui Șoșoacă. Nu sunt pe București, acestea sunt la nivel național. Consiliile locale la nivel național sunt. Deci mai puneți o dată colegii din regie să mai... Consiliile județene. Consiliile județene sunt, da. Consiliile județene sunt... Exact. Le citim... Dar mai întâi... Haideți, mergem la PSD chiar acum. Îl urmărim pe premierul Marcel Ciolacu. Pe caniculă... și-au dat legitimitate candidaților aleși. Partidul Social Democrat a câștigat. Eu cred că sunt foarte mulți 200.000. Uh-huh. În 2009, spre exemplu, atunci la prezidențiale, fuseseră 140.000 și ni se păreau mulți. Acum 200.000 ni se par puțin. Nu, au fost
cât se poate de mulți, asta înseamnă că s-au mobilizat, pentru că pentru un român din străinătate e mult mai costisitor să participe la vot decât pentru un român de acasă. Să spunem și că diferența dintre rural și urban, am spus-o în procente, dar în cifre absolute, probabil că este mult mai consistentă în fața orașului. Adică orașele sunt mult mai mari și au mult mai mulți locuitori. Însă vă întreb dacă ne putem uita ca rezultat al votului, la votul din rural față de cel urban. Ne presupunem doar, nu avem măsurători exacte, că cei din urban sunt ceva mai informați, au mai multă libertate de opțiune, să zicem, față de rural, care este sub un control destul de strict. Și unde s-a votat încă ceva de la începutul zilei. Sigur că da, dar pentru că acolo gospodarii au program dimineață, au animale, trebuie să... Și asta e adevărat. Și atunci se trezesc de vreme și au profitat de răcoarea dimineții pentru a vota. Pe câtă vreme în oraș, oamenii se trezesc ceva mai târziu, chiar și într-o zi de alegeri. Pe de altă parte, da, n-a fost o concurență foarte mare în zona rurală, aveți dreptate, n-avea cum. Sistemul electoral favorizează primarii în funcție și o să vedem probabil că majoritatea, marea majoritate a primarilor a fost realeși. Există interes uriaș, evident, pentru București, pentru primăria capitală, pentru primărie de sector și pentru Consiliul General. Acolo vom vedea îndată cum stau lucrurile. Există lucruri care parcă nu se schimbă în mari orașe ale țării, conform unor din nou rezultate estimate, și există lucruri care se schimbă. Unele județe rămaste tradițional în siajul unui partid vor rămâne acolo, la altele polii de putere se vor schimba, poate chiar inversat. Dar despre toate astea putem vorbi doar după ora 22. Deja putem să vorbim despre rezultate, așa cum au fost ele estimate într-un sondaj Curs Avangard comandat de PSD și PNL. Nicușor Dan pe primul loc, la o diferență consistentă de Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedone 14, Sebastian Burduja PNL 10. Și acesta este sondajul Sociopol, îmi cer scuze, pentru România TV. Așadar, sunt rezultate estimate la ieșirea de la vot. Un rezultat consistent pentru Nicușor Dan în fața Gabrielei Firea. În scurt timp vom urmări și declarațiile de la sediul de campanie al partidelor. Rezultatul e bun? Da. Dar, 47. Dar, mă rog, vom vedea până la urmă, să așteptăm numărarea votului. Așteptați numărarea voturilor. Da, evident, pot să apară erori, dar era așteptat. Da. Era o întrebare acolo pentru locul 2, a fost totuși valabilă acea bătălie despre care se vorbea pentru locul 2, pe care chiar Nicușor Dan o pomenea la un moment dat. Cristian Popescu Piedone înaintea Gabrielei Firea. Nu avea cum. Și după cum vedeți, calculul arată că nici dacă s-ar fi retras, Gabriela Firea n-ar fi fost favorizat. Așadar, nu ajuta faptul că Cristian Popescu Piedone s-ar fi retras. Nu cred. Nu i-a luat din voturi. După cum vedeți, nu. Dacă calculăm pe ceea ce dau acolo, dar să așteptăm rezultatul final, aparent nu. Alegerile europarlamentare sunt cele pe care le afișăm în acest moment. Peste 56% PSD-PNL, aur locul 2, 17, iar Alianța de Dreapta, Dreapta Unită, 10%. Partidul SOS România, 6, e desigur și UDMR 5, sunt cele care trec de pragul electoral. Din nou spunem că este vorba despre estimări, despre sondaje de opinie la ieșirea de la vot. Rezultatele parțiale vor începe să vină în această noapte. Probabil că înainte de miezul nopții vom avea din 10% din voturi numărate, sau poate chiar mai puțin, dar până dimineață vom avea rezultate suficient de consistente ca să fim mai aproape de tablou. Acolo în spate, la 5%, la 6%, lucrurile încă nu sunt foarte clare. Dar la etajul superior, aur e pe locul 2. Vom vedea dacă va rămâne până la urmă. Este unul din sondaje, celălalt dă un scor ceva mai apropiat, dar era de așteptat acest lucru. Trebuie însă să vedem care a fost situația în acele localități în care a existat o confruntare între Alianța Dreapta Unită și PSD-PNL, adică Timișoara, Brașov, Bacău, pentru că oricât de mic ar fi fost prezența acolo, vorbim de zeci de mii de oameni care au votat. În București, sute de mii de oameni care au votat. Vă întrerup, mergem la sediul Partidului Social Democrat, premierul Ciolacu. Partidul Social Democrat. Pregătiți, la ce discursuri vă așteptați? În cazul înfrângerii o să fie... Ne uităm puțin așa. O să vă uitați să fie foarte simpatic, pentru că toată lumea o va clama victoria. Fiecare va avea o victorie pe care să și-o asume.
indiferent dacă... Găsește nișa lui. Dom'le, din punctul ăsta de vedere am câștigat. Am câștigat, toată lumea va fi fericită. Unii dintre ei, deși fericiți, vor spune că au fost fraude masive la vot, iar este un pattern în discursul politic românesc, dar toată lumea va clama victoria pentru că, într-un fel, există posibilitatea de a clama victoria. Unii vor spune că și-au dublat rezultatul, alții față de fostele alegeri, alții vor spune că au dat un primar cum nu s-a mai văzut, alții vor spune că au câștigat marea majoritate a consiliilor județene din România și așa mai departe și așa mai departe. Mare problemă este că atunci când ai alegeri cu numai câștigători, s-ar putea ca toată lumea să fie, de fapt, pierdantă într-o anumită zonă. Lumea care a votat, de obicei, așa se întâmplă. Pierdanții sunt în partea cealaltă. Da, există nuanțe ale victoriei, toată lumea, așa cum tablourile au unghiuri, victoria asta va avea, ca la prezentările de marketing, fiecare scoate în față cifrele care le avantajează. Nimeni nu se va văita, nimeni nu va spune că am jucat, ne-am dorit să câștigăm, dar iată că am pierdut. Toată lumea va avea, așa cum spunea domnul Țăranu, toată lumea va avea ceva de spus, ceva de așezat. Asta e politica, de atârnat în piept. Sigur că este și un marketing ongoing. Este ceva care se petrece în timp ce noi vorbim, în timp ce aceste rezultate defilează și în timp ce electoratele sunt încă atente. Mai ales că astea nu sunt rezultate definitive. Și încă pot juca, până la numărătoarea votului, pot juca victoria chiar și în locuri unde ea nu este. În acest moment, o să-i anunț și pe colegii mei că avem o mică problemă de comunicare, dar acestea sunt datele sondajului Curs Avangard, date care ne arată o diferență destul de mare. O să-i rog pe colegii mei dacă este posibil să ne întoarcem la acele date, date conform cărora Nicu Șordan ar avea 45%, iar Gabriela Firea 24%. Să auzim ce se întâmplă și cum sunt primite aceste rezultate. Acestea sunt datele momentului. Nicu Șordan 45%, Gabriela Firea 24%. Chiotele bucuriei, evident. Haideți să vedem imaginile de la sediul lui Nicu Șordan. Datele pe care le știm în acest moment, așadar 24% Gabriela Firea, Sebastian Burduja 10%, Mihai Enache 4%, Cristian Popescu Piedone 13%, Nicu Șordan 45%. Bătălia cu locurile 1-2 arată așa. Primele reacții, Dorobușcu? Primele reacții sunt legate de contextul în care a intrat Gabriela Firea în această luptă, de episodul Cârstoiu, bâlbuiala de la începutul a coaliției cu candidatul pentru primăria generală și, evident, de factorul Piedone. Practic, nu este atât o mare victorie a lui Nicu Șordan, cât este o înfrângere sau o auto-înfrângere a coaliției prin... Adat. Iar vineri te însoțește Georgia Pietreanu. Dimineți liniștite. Avem, am
am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Suntem în direct și pe prima news. Așadar, câteva secunde până la închiderea urnelor și până la datele exit poll-ului. Cred că le putem prezenta deja. Vedeți în imagini, îi vedeți și pe cei de la PSD. Urmăresc în timp real prezentarea acestor date. La vot politic, doamnelor și domnilor, cifrele spun în felul următor, cred că le putem prezenta deja. PSD și PNL au împreună, doamnelor și domnilor, 54%. Nu le vedeți în ordine neapărat, dar asta este, așa arată votul politic. AUR 14%, Alianța de Dreapta 11%, așadar un vot copleșitor pentru PSD și PNL, pentru această listă comună a celor două partide. Asta e prima surpriză a serii, dar informația momentului cred că este despre capitală, doamnelor și domnilor. Dacă pot colegii din regie, da, aceasta este informația momentului. Nicu Șordan câștigă un al doilea mandat în fruntea Bucureștiului, 45%. Gabriela Firea, candidatul PSD-ului, la aproape jumătate față de scorul lui Nicu Șordan, 24%. De unde sondajele îi dădeau umăr la umăr înainte cu câteva zile de vot. Lucrurile nu sunt clare la sectorul 1 și la sectorul 2. O să vedeți imediat cifrele pe ecran. La sectorul 1, 41-41, egalitatea. Mai trei cumva pare să, în momentul ăsta, sectorul 1 pare blestemat. Acolo se joacă, se numără fiecare vot în parte, iar la 2 situația este similară, doar că diferă procentele, 43-43. Vă spun datele, Hopinca și Mihaiu primari în funcție sunt din nou la egalitate. Și la Consiliul General avem situația imediat, dacă colegii îl pot încărca pe ecran. Vedem și imagini în paralel de la PSD aplaudând probabil votul politic de la europarlamentare, pentru că votul pentru București le este defavorabil în acest moment. Votul la Consiliu e de asemenea spectaculos, doamnelor și domnilor. Alianța de Dreapta, care l-a susținut pe Nicu Șordan, este în față cu 30%. E în marja de eroare ce-i drept diferența, dar este o diferență. 30% Alianța de Dreapta, PSD 28% și PNL prăbușit în București, doamnelor și domnilor, 12%. Candidatul PNL, de altfel, de la Sebastian Burduja, cred că e undeva la 10% în București, este sub scorul partidului. Dar o să vedem imediat informațiile. Și mai avem am prezentat sectoarele, am prezentat votul Consiliului General. AUR 10% în București la Consiliul General. Partidul Dianei Șoșoacă, doamnelor și domnilor, acea sperietoare vânturată în aceste luni și în aceste săptămâni de campanie, nu face pragul în București, 4%. Și surpriza, dacă vreți, istorică pentru acest partid, care mai degrabă a fost un partid de televiziune, de televizor, de buzunar, de intrigă politică, pe USL, face pragul electoral de 5%, trece peste acest prag la 7%. A fost acel Bud Spencer invocat de Radu, o locomotivă pentru partid și de aia i-a băgat în... Și încă o surpriză, reperul lui Dacian Cioloș. Nu face. Face, are 6% la Consiliul General. Asta e o veste bună. Elucubrante și cu cifre din ce în ce mai disonante. Acum, practic, se încheie această epopee. Astăzi am avut deja din partea unor reputați conducători de institute de sondare a opiniei publice niște începuturi de explicații cu privire la diferențele mari care se vor constata între rezultatele alegerilor și cifrele care au tot fost vehiculate, inclusiv în ultima săptămână. Trebuie să spunem că și aceste cifre pe care le vom comunica acum sunt tot niște estimări, sunt rezultatele unor sondaje și care sunt rezultate la ora 20. Este ora 22, Radu, deci cred că putem în acest moment să începem să difuzăm aceste rezultate. Exit poll-ul Curs Avangard arată următoarele rezultate pentru votul la europarlamentare. Alianța PSD-PNL, atenție, date culese până la ora 20:30, deci cu o oră jumate față de închiderea urnelor, PSD-PNL 54%,
Alianța Dreapta Unită 11%, AUR 14%, UDMR 5%. Acestea sunt rezultatele. PSD PNL 54, cum spuneam, ADU 11, AUR 14, UDMR 5%. În ceea ce privește votul pentru primarul general al capitalei, avem rezultatele Nicușor Dan 45%, Gabriela Firea 24%, Cristian Popescu Piedone 13%, Sebastian Burduja 10%. În ceea ce privește votul, așa aici intrăm în lucrurile extraordinar de strânse, votul pentru primarul sectorului 1, Clotilde Armand 41%, George Tuță 41%. Repet, date culese până la ora 20:30. În ceea ce privește sectorul 2, Radu Hopincă, Rareș Hopincă 43% și Radu Mihaiu 43%. Deci Curs Avangard nu riscă să numească un posibil câștigător la aceste două sectoare. În ceea ce privește votul pentru Consiliul General al municipiului București, rezultatele sunt PSD 28%, PNL 12%, AUR 10%, Alianța Dreapta Unită 30%. Reper 6% și SOS, spre exemplu, 4%. În ceea ce privește votul politic la consiliile județene, rezultatul arată un PSD cu 35%, PNL cu 28%, AUR cu 12% și Alianța Dreapta Unită cu 12%. O să reiau aceste cifre în discuția pe care acesta a fost sondajul Curs Avangard. Acesta este sondajul Curs Avangard. Sondajul Sociopol realizat pentru Televiziunea România TV indică niște rezultate de asemenea interesante. Îi rog pe colegii mei să le punem în acest moment pe ecran, dacă e cu putință. 47% Nicușor Dan și 24% Gabriela Firea. Asta la primăria capitalei. Asta este la primăria capitalei, da. Apoi avem un vot politic la europarlamentare, dacă avem fișa cu votul așa. Exit poll la europarlamentare, 52% Partidul Național Liberal, 17% AUR, USR 10%, SOS România 6%, UDMR 5%, Reper 3%. La antenă, că de fapt s-au înțeles că antena avea la antena 1, la vremea respectivă, avea altă casă de sondare. Da. Eu plecasem, deci poate să fie și din... Dar eu, aș spune, înainte de anunțarea rezultatelor, tocmai riscând să nu facem nimic senzațional, cred că 3/4 din rezultate, din estimări, nu vor exprima rezultatele. Vom avea spirala tăcerii la anumite partide. Trebuie să așteptăm la europarlamentare votul din diaspora, care nu este încă sondat, și vom vedea... Păi votul din diaspora n-a mai fost atât de... Nu contează. Contează la procentajele anumitor partide. Contează, într-adevăr, dar nu... De ce credeți că nu s-au mai capacitat? Adică partidele n-au mai reușit să capaciteze diaspora? Nu, cred că și este prost față de alte, ca să fiu așa sincer. Păi nu, stați să ne lămâne. Acum erau toate motivele ca oamenii să se ducă. Nu e așa la vot. Da, uite că nu s-au dus. Dăm rezultatele? Avem și rezultatele acum, domnul Cristoiu. Avem în momentul ăsta pe ecran exit poll-ul pentru Primăria Generală a Capitalei. Nicușor Dan ar fi la 45%, urmat la o distanță considerabilă, aproape dublu, de Gabriela Firea cu 24%, Cristian Popescu Piedone 13%, Sebastian Burduja 10% și Mihai Enache doar 4%.
Avem imediat și datele de la sectorul 1, sectorul care vă interesa pe dumneavoastră mai devreme. Ce-am este zis? Egalitate între Clotilde Armand de la ADU și George Tuță de la PSD-PNL, 41% fiecare, urmați la procente neimportante. Nu, nu, de... nu, nu, la Ramona aș lua, este aur, 6%... având în vedere competiția și o singură observație. Vă rog. Domnul Tuță înseamnă PSD plus PNL. Așa este. Și la cât de slab a fost plătit, dar nu trebuia să fie o diferență dintre ei de vreo 20%. Sunteți ce credeți că au votat oamenii de avem această ochii paritate? Ochii frumoși. Au fost suficienți? Da. Este păcinstite. Sunt din sectorul 1... nu e același lucru la Clotil ca la Nicu Șordan. Nicu Șordan, dar Clotil a fost o tipică useristă ca primar. Cum a ajuns, a început să facă plângeri la DNA, s-a certat, ia să vedem păi. Aceeași paritate, doar că alt procent, 43%. Păi da, dar are și opin că e PSD plus PNL, cum să facă numai 43%. Deci până acum avem două eșecuri, da? Deci, că au venit datele extrem de târziu. Nu este o situație tehnică, este una derivată din uriașul volum de muncă pe care l-am avut. Am încercat să culegem dată fiind situația destul de delicată a orașului București, date până în ultima clipă. Îmi cer scuze dacă lucrurile din punct de vedere al exercițiului de imagine au întârziat un pic, dar nu-i vina noastră. Rezultatele finale, foarte important, vor fi cele prezentate la ora 23, nu acum la ora 22, ci la ora 23. Acestea sunt rezultatele de la 20. Este exitul parțial. Exitul de închidere de urnă va fi la ora 23, când vă vom prezenta rezultatele finale ale acestui amplu proces de culegere a datelor. 10.000 de chestionare, interviuri am realizat în țară și în București în această zi, începând cu 7 de dimineață. Bun, câți oameni au fost chestionați cu privire la modul în care au votat astăzi? Încă nu știu cifra exactă. Când am plecat eu din centru, erau peste 35.000 de interviuri făcute. E totuși pentru prima dată când avem o situație de întârziere din cauza faptului că datele ne-au parvenit extrem de târziu. Așteptăm și se va întâmpla în câteva clipe, pentru că iată, avem rezultatele. Acestea sunt rezultatele la Europarlamentare Național. PSD-PNL 54%. AUR este pe locul 2 cu 14%, ADU pe locul 3 cu 11%, UDMR pe locul următor cu 5%. Avem așadar aici candidați independenți și alte partide, vom vedea, sunt în bătălia de a intra în Parlamentul European, 4%. Vom vedea unde se află și PUSL, care e în această bătălie, atenție, în această bătălie pentru a intra în Parlamentul European. Ne uităm în momentul de față, repet rezultatele. Pentru europarlamentare, PSD-PNL 54%, victorie categorică. AUR pe 2 cu 14, ADU pe 3 cu 11, UDMR 5 și vom vedea celelalte care se bat în momentul de față pentru a obține pragul de 5%. Primăria Generală a Capitalei este câștigată, doamnelor și domnilor, de către Nicușor Dan. Vom vedea rezultatele de îndată, rezultatele care anunță un câștigător detașat, cel puțin așa arată exit poll-ul realizat de Curs Avangard, secundat de Gabriela Firea. Așadar, Nicușor Dan este pe primul loc, Gabriela Firea pe locul 2, care este diferența de procente? Mare. Cristian Popescu Piedone pe 3, iar Sebastian Burduja pe 4. Mihai Adrian Enache de la AUR pe 5 și Oșoacă pe 6. Haideți să vedem care sunt procentele pe care le aveți aici. 45% Nicușor Dan, 45%, este o victorie uriașă. Gabriela Firea 24%, Cristian Popescu Piedone 13%, Sebastian Burduja 10%, Mihai Enache 4% și Oșoacă 3%. Așadar, un rezultat uriaș pentru Nicușor Dan. Cred că toată lumea înțelege de ce era atât de bucuros puțin mai devreme. Vom merge la Nicușor Dan și la toți ceilalți în câteva clipe. Mergem să vedem și votul politic din punct de vedere... la nivel național, consiliile județene. Consiliile județene, votul la Consiliul General al Municipiului București și exit poll-urile pentru cele două sectoare, sectorul 1 și 2, cu probleme de
Le vedem de îndată. Haideți să vedem reacțiile. Așadar, alianța PSD-PNL la europarlamentare reușește un scor istoric. Mergem prima dată să vedem reacțiile pentru europarlamentare și apoi la Nicușor Dan, care are o victorie mare în această seară. Bun, haideți să vedem reacțiile. Care este reacția PSD? PNL obțin o victorie. Mulți spuneau că nu vor ajunge niciodată la 50%. Iese în această seară un vot important. Prima dată să vedem care este reacția PSD. Chiar acum mergem și ascultăm reacția PSD-ului. PNL obțin o victorie. Mulți spuneau că nu vor ajunge niciodată la 50%. Iese în această seară un vot important. Prima dată... Nicușoacă 3. Așadar, un rezultat uriaș pentru Nicușor Dan. Cred că tot... În această seară, democrația a triumfat. Le mulțumesc românilor că au ieșit la vot astăzi, pe caniculă, și au dat legitimitate candidaților aleși. Partidul Social Democrat a câștigat alegeri. Tot ce am obținut astăzi reprezintă încrederea. Da, e un mod de a face politică, probabil, în ultima perioadă, fiecare cu opțiunile dumnealor. Cred că putem să începem să numărăm secundele, pentru că mai sunt mai puțin de 10 și, bineînțeles, ne uităm în continuare la aceste familii politice. Chiar dacă, iată, PNL și PSD au mers împreună la multe dintre județe sau în unele sectoare, în primăria capitalei, n-au reușit să coaguleze un răspuns pentru primarul general și, iată, s-au împărțit voturile în această seară și poate vom vedea imediat și dacă, iată, este și pierzătoare această strategie. Nicușor Dan, 45%, Gabriela Firea, 24%. Rezultate extrem de clare, aș putea spune, o marjă de eroare de plus minus 3% și 5% dacă ar fi, deja ne uităm către niște rezultate extrem de tranșate. Și PSD-PNL 54%, AUR 14%, vedem imediat cum se așează și celelalte partide politice, pentru că este ora 22 deja, putem să vorbim despre toate aceste rezultate. Este elocvent și modul în care au primit aceste date candidații sau reprezentanții marilor partide. Gabriela Firea cu lacrimi în ochi, Nicușor Dan îl vedem zâmbește și vom vedea care vor fi declarațiile lui. Marcel Ciolacu se pregătește și el să ofere un discurs și să spună cum se poziționează Partidul Social Democrat sau poate chiar alianța PSD-PNL după aceste alegeri. Este breaking news la Euronews România. Și vedem de asemenea, iată, și ce se întâmplă în Parlamentul European, acolo unde au existat în această după-amiază tot felul de șocuri. Haideți să mergem în direct la PSD să vedem ce se întâmplă acolo, deja atmosferă. European 4%. Vom vedea unde se află și PUSL, care e în această bătălie, atenție, în această bătălie pentru a intra în Parlamentul European. Ne uităm în momentul de față, repet rezultatele. Pentru europarlamentare, PSD-PNL 54% victorie categorică, AUR pe 2 cu 14%. Nu s-au hotărât liderii politici să vorbească încă. Vedeam aplauzele PSD mai devreme și la PNL. Domnilor, cum ne uităm la aceste cifre? Alianța totuși, iată, așa, locomotivă cu tonaj după ea, pachebotul, cum spuneați mai devreme, totuși, cred că a avut o strategie câștigătoare din ceea ce arată cifrele, domnule Borțun. Dacă ar fi ieșit mai multă lume la vot, ar fi fost altfel raportul de forță. Dar dacă ies 50% din oamenii cu drept de vot, scuzați-mă, e ponderea cea mai mare, revine funcționarilor bugetari, rudelor și copiilor viitorii funcționari bugetari.
Deci... E bucurie mare la micușor Dan, iertați-mă, vă rog frumos, domnule profesor, nu am vrut să vă întrerup, dar aș vrea să vadă telespectatorii noștri și atmosfera deja din zona câștigătorilor. La Primăria Capitalei e cu aplauze, s-a lăsat cu aplauze. E foarte interesant scorul Alianța Dreapta Unită, 11%. Asta arată că USR în alianță cu Forța Dreptei și PMP a scos sub pragul de 15%. Da. Deci, probabil și aici vor fi. Să vedem atmosfera de la Primăria Capitalei, de la Nicu Șordan, poate reușim să avem și sunet de acolo. Iar în ceea ce privește discuția europeană, pentru că nu înțeleg de ce ne cantonăm apropo de tineri pe alegerile locale. De fapt, apropo de tineri, cel mai interesant era discuția despre Europa. Pentru curs că avangard. Ei sunt. Yeah. Așteptăm din clipă în clipă. Păi ce faci, bre? Alo. N-am nevoie să-l aud pe ăla. Dar e greu, că totuși vorba de un buton, adică să dăm ce e acolo de la sediul partidului. Of, of. Da, pe mine mă interesează... Ce anume? Și aici domn profesor are dreptate. Pe mine mă interesează altceva. Tinerii care votează trebuie să înțeleagă că votează având burse din impozitele popoarelor. Tot noi le plătim. Tinerii trebuie să înțeleagă că au căldură subvenționată tot din impozitele noastre, ale părinților adică. Și tinerii trebuie să înțeleagă că ei vor trebui să plătească aceste impozite. Ei vor trebui să creeze, să recreeze sistemul. Altfel vor ajunge să n-aibă nici case de bătrâni unde să stea. Ok, dă la full, iertați-mă. Deci, hai, jocul... Când începem celacul, să-l dăm full, că e și... Pe mine mă interesează să știu peste 100 de ani, când eu n-am să mai fiu nici și copiii mei vor fi bătrâni, dacă cele 4.000 de kilometri de țevi din București vor fi rezolvate de către niciun caz. Stați liniștit. Acest individ denumit... În Germania și Franța deja se cer alegeri anticipate din cauza eșecului dezastros al partidelor de guvernământ. Vă rog, domnule profesor. În Germania și Franța, cele două partide, primele două, creștini democrații și alternative für Deutschland, sunt partide care nu sunt la guvernare. Deci, practic, partide de guvernare au pierdut într-un mod... Rușinos. Da. Rușinos, da. Da. Așa este. Deci partidele, deci motorul germano-francez, ca o discuție poate pe care o să o facem un pic mai serios, să gândiți-vă că partidele de la putere din Germania și Franța pierd aceste alegeri europarlamentare, ele vor trebui să gestioneze Europa de aici înainte, ele vor trebui, adică cei doi președinți care sunt lame duck amândoi, și cancelarul și președintele Franței, vor trebui să facă aranjamentele pentru viitorii șefi ai instituțiilor europene. Asta e paradoxul. Sunt oameni care n-au nicio legitimitate. Pentru o întrebare aproape... Asta vorbește ăsta... Nu vorbește nimeni când vorbesc eu. Păi nu, uite, la început... Credeți că vor fi schimbate... înțelegeți odată. Credeți că vor fi schimbate țevile până în 2050 în București? Că locuiți aici. Dacă puteți să dați un răspuns cu da sau nu. Nu. Da. La PSD se aplaudă. La PSD se aplaudă. Vă dau și aici din culise. Domnului Harman, este foarte cald. Dați aer un pic mai tare aici ca să... Să aibă omul, poate are cifrele dacă e un pic mai... Da, păi m-a apucat căldura când am văzut cifrele. Da. Dar de ce vorbește Simion? N-am înțeles. S-au anunțat cifrele sau cum? De ce vorbește Simion? N-am înțeles. Da, că la, e prăpăd la europarlamentare, a luat PSD, mai are un pic și aia 60%. Da? Undeva la 50%. De mai răcorică pentru... Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, că nu o să înceapă. Bun, cam asta e ideea, că au luat ăștia la, au luat mai un pic și au 60% la europarlamentare, Partidul Comasat Român, domnul Harman. Da, deci comasații au câștigat? Comasații văd aici, la europarlamentare. La europarlamentare, nu, dar văd că Nicu Șordan a câștigat Primăria Capitalei, ADU... Aveți răbdare, aveți cifrele? Da, uite-le, au apărut. Păi, nu știu, poate ADU învinge PSD în București. Păi, normal, la PSD... Nu, da, domnul de la curs avangardă. Pur timp, probabil, în 20 de secunde, voți vedea, veți începem vedea rezultatele. Începem să numărăm 10. Sunt cele mai mari acolo, pot, la Primăria Generală. Ca să pot citi rezultatele. Rezultatele, eu mă așteptam eu la acest lucru. Să vorbim și eu 10. La fel, mă așteptam. Este foarte clar, toți haterii care mi-au spus... În acest moment ne pregătim să vedem rezultatele, iată, acum, la Primăria Municipiului București. Nicușor Dan, 45%, Gabriela Firea, 24%, Cristian Popescu Piedone, 13%, Sebastian Burduja, 10%, Mihai Enache, 4%,
Diana Șoșoacă, 3, altul 1. Deci a fost revoluția... La primăria sectorului 1. Haideți să mergem mai departe. Sunt cele două sectoare unde s-au făcut sondaje. Primar, la sectorul 1, George Tuță, 41%. Clotilde Armand, 41%. Ramona Ioana Brunsel, 6%. Liviu Negoiță, 5%. Daniel Tudorache, 5%. Altul 2. La primăria sectorului 2, Radu Mihaiu, 43%, Rareș Hopincă, 43%, Iolanda Bughiu, 10%, Andrei Golgoțiu, 4%. Deci, nu a fost cu ce continuăm acum, ca să știu? Ca să știu ce citesc. Toate sunt la egalitate. Cu ce continuăm? Cu ce continuăm acum? Europarlamentare, da? Europarlamentare, pe țară, Alianța PSD-PNL 54%, Alianța Dreptei USR-PMP Forța Dreptei 11%, AUR 14%, SOS 3%, UDMR 5%, PUSL 2%, Reper 3%, Independenți 4%, Alții 4%. Mergem mai departe. Nu știu de ce aplaudă PSD-ul, național. Nu știu de ce aplaudă PSD-ul. Deci, spuneți-mi cu ce mergem mai departe, ca să știu ce citesc. Păi numai unul mai e. Bun, două. Vot politic național la Consilii Județene. PSD 35%, PNL 28%, Alianța Dreptei, USR-PMP Forța Dreptei 12%, AUR 12%, SOS 2%, PUSL 2%, UDMR 5%, Reper 2, altul 2%. Mai avem Consiliul General al Municipiului București. Așa. PSD 28%, PNL 12%, Alianța Dreptei, USR-PMP Forța Dreptei 30%, PUSL 7%, AUR 10%, SOS 4, Reper 6 și altul 3. Acestea sunt rezultatele conform exit poll-urilor. Atenție! Rezultatele nu sunt de la ora 22, ci probabil de la ora 19. Ultima... Auzisem de la 20-30 ar fi. Nu, cred că n-aveau cum. De la ora 19 sunt rezultatele. S-a mai votat încă 3 ore după aceste cifre. Ele pot suferi modificări, cum de altfel pot suferi modificări după numărarea voturilor. Așa cum v-am anunțat imediat, așa cum v-am anunțat la începutul emisiunii, în afară de exit poll-ul, Curs Avangard, Realitatea Plus este și în posesia unui sondaj realizat de Insomar. Bine. Haideți să îl vedem și rezultatele de la Insomar. Datele aici la România realizează că sunt penibili, că vorbesc degeaba, că nimeni nu-i transmite. Exact. Da. Ei deci sunt niște oameni politici, să presupune experimentați. Toată lumea știe că până la ora 22 nu dai cu sunet acolo, tocmai ca să nu încași nobilele idealuri ale CNA-ului. Președinți de țară care se credeau președinți de țară și vorbeau la perete. Cele mai spectaculoase cifre sosesc la români. Începe numărătoarea inversă. Simona, un minut 50 și ceva de secunde. Ca să rămurim însă, Ioan, cel mai mare sondaj la urne făcut de Sociopol. Cel mai amplu. Care întotdeauna a fost cel mai aproape de adevăr. Informațiile de la toate secțiile de votare, toate secțiile de votare, și care, într-adevăr, cum ai spus, a fost întotdeauna cel mai aproape de cifrele finale. Marele câștigător al alegerilor în doar câteva secunde. Domnul Chiriac și cifrele sunt aproape. Auzi, acum poți să dormi bine. 30 de secunde, absolut. 30 de secunde, Simona, atât au mai rămas. Simona, dacă l-ai venit, 20 și ceva de secunde și vom afla cine sunt mari câștigători, dar și perdanți. Doamnelor și domnilor, câștigătorul absolut al acestor alegeri. O să vedeți pe micile ecrane. Haideți, câte secunde cifrele? Mai avem? 10 secunde din acest 10. Moment. Opriți cifrele să le vedem și noi, să le vadă toată țara. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avem câștigătorii, stimați telespectatori. Nicușor Dan câștigă detașat 47%. Deci câștigător absolut, Nicușor Dan.
noul primar general al capitalei, 47%. Locul 2, Gabriela Firea, 24%, vedeți și bebicile ecrane. Apoi Cristian Popescu Piedone, abia 14%, Sebastian Burduja, 10%, Diana Șoșoacă, 3%, Mihai Enache, 2%, iar ceilalți 0%. Deci Nicușor Dan, câștigător absolut, 47%. Iată ce victorie în capitala României, Nicușor Dan e noul primar. O să-l vedeți în imagini, evident. E fericit pentru că, iată, este marele câștigător. 47%. Da, un mod foarte rezervat, dar să bucură. Și un pic nedumerit, așa, nu vedeți că stă un pic așa mirat? Da, e stilul domniei sale, n-aveți nimic. Deci ai noștri fac o victorie frumoasă la bucură. Ce diferențe uriașe! Nicușor Dan, deja a aflat cifrele acum. Da, de la România TV. Aici era ceea ce încercam să îți spun, Victor și tuturor. Aici a fost votul strategic. O foarte mare parte a liberalilor a votat cu Nicușor Dan în ideea că Sebastian Burduja oricum nu ajungea pe locul întâi și atunci, pentru a frustra un potențial câștig al Gabrielei Firea, și-au asigurat câștigul lui... Și toți ceilalți candidați la un loc. Domnilor, domnilor, vreau să vă prezentăm chiar în aceste clipe și scorul de la alegerile europarlamentare. Alianța PSD-PNL, 52%, estimați telespectatori, practic. Aici este vorba despre o victorie zdrobitoare în fața celorlalte partide. Apropo de ce spunea Răzvan Savaliu despre cum suveraniștii devin practic a doua putere, vedem un aur la 17%. Alianța Dreapta Unită, doar 10%, stimați telespectatori, și aici vine marea surpriză. SOS România trece pragul și ajunge la 6%, stimați telespectatori, urmat de UDMR cu 5%, iar celelalte partide, reper, 3%, Nicolae Ștefănuță, 2%, Diaspora Unită, la fel, 2%, Vlad Gheorghe, independent, 1%, PUSL, 1% și Dumitru Șoșoacă, independent, 1%. Nils, are acum sectoarele, ai? La sectoare sunt exact acele procente de care vă spuneam că sunt în discuție. Sectorul 1, George Tuță, PSD-PNL, 37%, Clotilde Armand, 34%, vă atrag atenția din nou asupra acelei marje de eroare posibile și atunci acest sector practic încă nu poate fi declarat câștigător. Sectorul 2, Rareș Hopinca, PSD-PNL, 46%, Radu Mihaiu, Alianța Dreapta Unită, USR-PMP, Forța Dreptei, 44%. Din nou, marja de eroare ne aduce în situația de a nu putea declara câștigătorul acestui sector. Sectorul 3, Robert Negoiță, 65% câștigător clar. Sectorul 4, Daniel Băluță, tot PSD-PNL, 67% câștigător clar. Sectorul 5, Vlad Popescu Piedone, PUSL, 48%. Aici este ceea ce spuneam, că este vorba de prima moștenire a unui tron, deci prima dinastie creată în administrația locală. Prima moștenire câștigată prin vot, reiterez. Prin vot, repet, de fapt un vot dat de către tată. Pentru tată. Un vot dat de cetățenii pentru sectorului tată, 5 cu drept de vot. Meritele tale. Ceea ce sunt validate sunt trimise la sediul central. Apoi, cel mai târziu, vor veni, bineînțeles, cele din secțiile de votare mari, în care se mai și prelungește votul, probabil până spre ora 24, dacă au fost prinși mulți votanți după ora 22. Deci este un proces de lungă durată, trebuie să avem răbdare, dar după cum vă spuneam, schimbările vor fi poate pentru diaspora la nivel de procente, iar pentru la nivel național doar de zecimale. Ultimele 24 de secunde și veți avea rezultatul sondajului Exit Poll Curs Avangard în direct la Digi24, ultima privire asupra expresiei fețelor politicienilor, candidaților care au participat la cursa de astăzi și în 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. În acest moment aflăm cine va fi primarul general al capitalei
Iată rezultatul sondajului Curs Avangard. Nicușor Dan 45%, Gabriela Firea 24%, Cristian Popescu Piedone 13%, Sebastian Burduja 10%. Acestea sunt datele sondajului Exit Poll realizat de Curs Avangard. Sunt valabile, cred că pentru ora 20-30. Repet, 45% Nicușor Dan, o distanță uriașă, Cosmin. Foarte mare, la Gabriela foarte mare Firea, 24%, 13% Cristian Popescu Piedone, iar Sebastian Burduja, 10%. Ce ne șochează cel mai tare de aici? Victoria detașată a lui Nicușor Dan, scorurile foarte slabe ale lui Sebastian Burduja, Cristian Popescu Piedone și, de ce nu, Gabriela Firea? M-aș gândi rapid și la faptul că e o diferență foarte mare între rezultatele sondajelor Exit Poll pentru momentele de peste zi. Se pare că pe finalul zilei, cum s-a spus aici în studio, cum estimau invitații noștri, a existat o mobilizare a alegătorilor lui Nicușor Dan. Avem aici scorul partidelor pentru... Cred că este scorul partidelor... La europarlamentare ar trebui să fie, pentru că avem PSD-PNL. Pentru că sunt PSD și PNL împreună. 54% alianța PSD-PNL, un scor foarte mare. 14% AUR, 11% USR Forța Dreptei și PMP, 5% UDMR, o situație de coșmar pentru UDMR, pentru că este chiar la limită. 5% este pragul de trecere pentru a accede în Parlamentul European. Rumoare printre invitații noștri, probabil din cauza scorului AUR, este a doua... Va crește, eu pot să parez că scorul va crește prin voturile din diaspora care nu sunt aici. Foarte corect. Garantez că va crește, dar oricum e o mare surpriză, pentru că mă așteptam să fie puțin mai mare și pe teritoriul României. Domnule profesor, 54-14%, adică între primele două forțe politice ale României sunt 40%. Asta validează, pe de o parte validează strategia de a candida împreună, în același timp anulează argumentul pentru care au făcut-o, și anume că ar fi fost ar fi putut fi pe locul întâi dacă cele două partide candidau independent. Sabin Orcan? Dom'le, cred că rezultatul e clar, pentru că pe primul loc e o alianță, nu e un singur partid. Deci dacă puneam scorurile, noi nu știm acum care e scorul PSD din acel 54% și care e scorul PNL. Nu știm cum să împărțim acest... Vom vedea la scorul național pe Consiliul Județean. Corect, dar în acest moment nu avem la europarlamentare, știi cât procent e PNL, cât PSD din acel Îngrijorător scor. Și ar trebui să le dea de gândit este scorul acestei alianțe de opoziție. 11%, dacă așa va rămâne și la numărătoarea finală, este extrem de mic. Este probabil mai mic decât USR arăta că ar lua în sondaje dacă mergea singur în această formație. Pot să vă dau cifra exactă. Și cred că acolo se vor regla niște lucruri. După cifra exactă, Claudiu Pândaru, este următoarea. Europarlamentare, dacă despre asta vorbim, acum 5 ani, USR plus PNP... Aveau situație de coșmar, iar pentru Clotilde Armand, 41% cu 41% contra candidatul său, George Tuță. Ne amintim cu toții ce s-a întâmplat, Cosmin, la ultimele alegeri în care doamna Clotilde Armand a ajuns în cele din urmă primarul sectorului 1. Marian Preda, ați vrut să interveniți? Unul fenomenal, dezumflă pentru eternitate niște mituri electorale inventate în campanie, închide pe alocuri anumite cariere politice. Și când spun desumflă, cred că telespectatorii știu la cine mă gândesc. E important de zis că cel care câștigă în București are ca număr de procente... Omul care câștigă. Da, cum vrei tu. Da. Are, dacă adunăm rezultatele celorlalți candidați importanți din această campanie, păi nu fac împreună cât are câștigătorul. Se câștigă la scor foarte mare în capitală și este nu un eșec, ci un dezastru pentru mulți. Sunt anunțate. Dezastru, da, dezastru pentru candidat care și-au vehiculat chiar în parcursul zilei de astăzi o situație apropiată față de cel care câștigă. Spune, gata, hai să gata, îi dăm drumul. Să dăm rezultatele. Parcă suntem de revelion. Domnul Burduja acum. Avem în ordine inversă a procentelor
la primăria generală candidați. Nu contează. Hai să dăm primăria, Răzvan. Șoșoacă 3%, Enache 4%, Burdușa 10%, Piedone 13% cu indulgență, doamna Firea 24% și Nicușor Dan 45%. Cred eu că dincolo de orice fel de corecții aferente exit poll-ului, câștigătorul este, fără urmă de îndoială, actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan. Dați-l mare pe ecran, vă rog, pe câștigătorul zilei de astăzi. Cu voturi la domnul Nicușor Dan. Așa arată exit poll-ul. Sigur, cifrele astea vor suferi niște mici modificări, Ioana. Ce să mai pentru suferi? Că sigur că vor suferi mici modificări. Au suferit candidații destul. Bănuiesc. Vor suferi, da. Mici modificări. Modificări însă se joacă foarte mult la sectoare și asta va influența și votul de la primăria generală, dar e limpede acest 45%, dacă adunăm celelalte voturi, Piedone, Firea și Burduja, aproape cât Nicușor Dan. Însă e important să ne uităm și la votul pe Consiliul General, pentru că a tras voturile Nicușor Dan și pentru cei de la ADU 30% și sunt câștigători cei de la Dreapta Unită și la Consiliul General al Municipiului București. PSD este abia pe locul 2 cu 28%, PNL are 12%, cred că este cel mai mic scor pe care l-am văzut la PNL la capitală de foarte mult deci, timp. Deci, practic, acest argument al candidaturii lui Burduja pentru a trage scorul Consiliului, consilierilor PNL, consilierilor generali, nu stă în picioare câtă vreme el este mult mai scăzut decât cel precedent. Și dar vom intra în detalii asta. Pe Nicușor Dan, că asta a făcut Burduja, da. Să ia din bazinul electoral al lui Nicușor asta Dan. Asta a făcut, chiar dacă... A făcut, s-a zis domnul Burduja, n-a avut prea mult sens în toată această poveste, că ziceai că n-a funcționat, n-a reușit, n-a nu, da. Știu ce. Omul ăsta Piedone, care era dat în urmă câteva săptămâni, undeva la 40%, am văzut sondaje cu Piedone, 40% omul ăsta a obținut 13%. Deci, discuția retragerii lui Piedone a fost una care n-a avut nicio importanță, pentru că dacă adunăm procentele, le trecem la doamna Firea procentele, să zicem că se apropie cumva de Nicușor Dan cu toate procentele. Ne referim și la scorul de la alegerile europarlamentare. Hai să mergem la europarlamentare. Acolo unde alianța PSD-PNL a obținut, potrivit acestui exit poll, 54%, deci nu e o majoritate călduță, e o majoritate de-a dreptul fierbinte, peste așteptări. UDMR 5%, șoc și groază, hai că nu vă așteptați la asta. AUR obține al doilea scor, despre 14%. Vorbeam. Despre asta vorbeam noi în tonul acela. Dreapta Unită 11%, SOS 3%, ne rămâne aici la un plan local, doamna Șoșoacă. Reper 3%, candidații independenți însumează 4% și partidul domnului Piedone 2%.